Vă salut! Mai avem ceva lemne de tăiat și a zis să scot un pic drujba hozvarna din cutii. Nu știu dacă știți videoclipurile mele, eu n-am mai tăiat din vară cu ea. Am videoclipurile din acelea când tăiam cu ea și cu Zenoa butucia, de atunci n-am mai fost. N-am mai folosit-o, că am plecat și la muncă și n-am mai folosit-o de atunci. Are undeva la vreo 3 luni jumate de când n-a mai fost pornită și avem și aici niște benzină. O să-i facem și un amestec. Avem benzină din 99. De data asta am un ulei de la MOL Dynamic. N-am mai știam, eu știu, știți din câte bine știți că la Husqvarna mea, la motocoasă, le bag ulei MOTUL, dar de data aceasta n-am rămas fără. Bidonul este nou. Avem și această protecție pe el. Stați un pic. Da, veniți cineva pe la mine. O să și desfacem, dacă putem. Este un ulei, am mai folosit la micul loc acest ulei, din câte se vede scrie și Husqvarna aici. Dar e un ulei din motociclet. E ceva gen Husqvarna LS. Dar cred că e o calitate un pic mai bună. O sticluță din asta undeva la 27 de mililitri. Cam așa am făcut întotdeauna amestec, cu 27-30 la litru și le-am băgat la toate utilajele mele. Ne băgăm încă jumătate de sticluță. Cam atât. Punem la capac înapoi ca să poată să etanșeze mai bine. La Husqvarna asta niciodată n-am folosit ulei din asta, adică nu am mers numai pe MOTUL 800, MOTUL 710, MOTUL alte feluri de ulei, n-am mers pe ulei din asta. Omogenizăm. Din câte se vede, nu prea se colorează. Dar, da. Le punem deoparte ca să aduc de bușman să o alimentez. I-am scos și benzina și uleiul, că e seacă, nu mai are nimic, nici pe conducte nu mai are chiar.
Așa. Nu colorează chiar ca cu zvarna eles acest ulei, dar are proprietăți mult mai bune. Până la urmă, să fie ulei în doi timp de calitate, vorba lui Eugen. Nu contează că e roșu, că e verde, că e albastru. Bun. Contactul dat, șoful tras. Da, stați un pic. Mă văd. Așa. Dăm și de compresorul. Încălzire, o dăm și pe aia. Da. Oh,